Livrările din anul 2011 și rezultatele parțiale ale recensământului au adus o creștere de 24% a stocului mediu de spații de retail modern per mia de locuitori. Acesta a evoluat de la 64 de metri pătrați cât se înregistrau la finalul anului 2010 la 84 de metri pătrați per mia de locuitori în prima jumătate a anului 2012. Analiza remarcă diferențe semnificative de stoc între principalele orașe din România. Astfel, Suceava rămâne în topul orașelor cu cel mai mare stoc de retail, înregistrând un nivel de 736 metri pătrați, de aproape 10 ori mai mare decât media țării și de 2 ori peste media capitalei, de 307 metri pătrați. Următoarele în clasament sunt Arad, Constanța și Iași, ultimul beneficiind în prezent de 5 centre comerciale moderne. În partea inferioară a clasamentului se situează Drobeta, Turnu Severin, Brăila, Botoșani, Tulcea și Giurgiu, ale căror stocuri de spații comerciale moderne se situează în jur la 100 de metri pătrați per mia de locuitori, în timp ce alte 13 reședințe de județ nu au în prezent niciun centru comercial modern. Orașele în care investitorii nu au ajuns încă sunt Galați, Satu Mare, Târgu Jiu, Târgoviște, Bistrița, Reșița, Slatina, Călăraș, Zalău, Sfântul Gheorghe, Slobozia, Alexandria și Miercurea Ciuc. Astfel, stocul mediu din România este de 2 până la 3 ori mai redus decât cel al țărilor din regiune, care înregistrează valori între 124 și 219 metri pătrați per mia de locuitori. În România sunt active 62 de centre comerciale, față de 88 în Cehia, 370 în Polonia, 43 în Ungaria și 121 în Ucraina. Stocul total de spații moderne din România este astfel de 1,65 de milioane de metri pătrați.